povestește cum a decurs acest cantonament din Spania. Bună ziua, în primul rând. A fost un cantonament reușit, în opinia mea. Am reușit să facem foarte multe antrenamente fizice, tactice și tehnice într-un timp foarte scurt. Am reușit să jucăm și două meciuri amicale cu adversari destul de buni care ne-au pus probleme. Și până la meciul de ieri n-a fost nicio accidentare gravă. Acum să vedem cum ieșim după acest meci. Știți, cu toții ați văzut, cred că Păun și cu Itu au fost loviți. Dar sper ca acești doi jucători să fie recuperați cât mai repede și să nu fie nimic grav. Dar antrenamente bune, băieții s-au implicat 100%, vremea extraordinară, condiții fantastice, terenuri extraordinare. Din punctul ăsta de vedere am fost foarte norocoși. La ce nivel fizic puteți spune că sunt acum băieții? E clar că nu sunt 100%, eu zic că sunt bine, au arătat foarte bine și la teste. La prima etapă și poate chiar și a doua, nicio echipă din România nu cred că va fi 100%, dar abia din etapa a treia cred că echipele vor fi la maxim. Sunteți mulțumiți de cum s-au descurcat băieții în amicale? V-au interesat rezultatele, jocurile astea, sau mai mult să-i vedeți la cum se mișcă? Cine mă cunoaște știe că e foarte important rezultatul pentru mine. Indiferent că e amical, indiferent că jucăm cu Liga a doua, a treia sau a patra, trebuie să ai o mentalitate de învingător, trebuie să crezi în victorie. Indiferent dacă jucăm bine sau nu, îmi place să câștig orice meci și știu asta. Chiar dacă nu eram la meciuri bine odihniți, pentru că în ziua meciului erau antrenamente foarte tari sau cu o zi înainte, pe mine m-a interesat și rezultatul foarte mult. Suporterii vor să știe cum s-au descurcat cei tineri în acest cantonament, dacă au putut să țină pasul cu cei experimentați. Da, cei tineri au încercat, și Bălan, și Tudoran, și Gâdea, să țină pasul. E clar că au nevoie de experiență, încă nu sunt la nivelul celor mari, dar atitudinea lor a fost foarte bună, ca și a celorlalți jucători. N-am avut un jucător sau cineva care nu s-a antrenat și am avut probleme. Au fost mici lucruri, de exemplu, Sacu a fost la începutul pregătirii accidentat puțin, după care și-a revenit. Ne puteți spune cine au fost cei mai buni la testele fizice? Cred că toată lumea știe că Deac și Cuburcă sunt cei mai buni, plus Costache și Itu. Dar, per total, toate testele făcute cu ei au fost buni toți jucătorii, peste ce mă așteptam eu. N-au venit cu kilograme în plus după vacanța de iarnă? Nu, nimeni. Cum s-au prezentat noile achiziții, Buș și Dugandic? Nu și-a jucat două meciuri, 45 de minute. Cred că s-a văzut lipsa lui de jocuri. Atitudinea lui e bună, a încercat, a avut și vreo două, trei ocazii. Dar dacă nu ai meciuri în picioare, e greu să marchezi, indiferent cu cine joci. Lui mai trebuie puțin timp. Iar, după cum știți, Marco a ajuns foarte târziu. N-am apucat să-l văd la niciun meci. Doar la două, trei antrenamente cu mingea. Din punct de vedere fizic și el e bine, dar în același timp nu are meciuri, pentru că la Sochi, în ultima perioadă, a fost accidentat și asta va fi o problemă pentru amândoi. Numai meciurile îi va ajuta să ajungă la formă și să marcheze goluri. Credeți că mai au nevoie de o perioadă de lungă de timp până să-i putem vedea în meciuri? Nu, meciuri o să-i vedem, dar până să fie la forma maximă, da. Sunt convins că toată lumea vrea un impact imediat și eu la fel, dar eu sunt conștient și am experiență și Buș și Marco trebuie să așteptați. Sperăm ca Debeliuc să fie în forma care este acum, e cel mai în formă atacant și să rămână așa pentru că arată foarte bine. Itu rămâne la CFR Cluj, vă bazați pe el în acest final de campionat? Știți și voi că lista e foarte scurtă la CFR, sunt mereu probleme, trebuie să renunțăm la ceva jucători. Acum eu sper ca Itu să fie în acea listă și să fie poate chiar titular la primul meci, dar cel mai important este să se facă bine, pentru că s-a lovit la ultimul meci și nu știm cât de grav și când va începe antrenamentele. Aveți deja creionat în cap echipamentul meciului cu FCSB sau încă nu? În mare o am, dar sunt ceva probleme de lot, asta e clar. Nu o să pot să aliniez echipa care vreau eu, cea mai bună, dar cred că nici cei de la FCSB nu pot să alinieze cea mai bună echipă, mai ales că au doi suspendați. Deci în cap așa 7-8 jucători am, dar pentru ultimele 3 locuri să vedem ce se va întâmpla această săptămână. Vă gândiți deja la primul meci din campionat sau deocamdată nu? Normal că mă gândesc. Mă gândesc de când am venit aici în cantonament. E normal să ne gândim la acest lucru, dar
Știm cu toții că orice meci e foarte important, oficial, amical, mai ales când joci cu FCSB, e poate cel mai important meci al campionatului înainte de play-off. Credeți că e mai mare presiunea pe ei pentru că sunt la o distanță mai mare de puncte de CFR Cluj? Cea mai mare presiune o are CFR. Pentru că, indiferent de rezultat, cei de la FCSB n-au presiune, nu numai la meciul ăsta, în general. Toată lumea prin ziare spune că suntem clar favoriți sau suntem campioni și noi, eu văd o presiune foarte mare pe jucători pentru că ei s-ar putea să gândească, bă, lasă, că batem oricum și nu știu ce, dar presiunea mult mai mare o avem noi față de cei de la FCSB. Credeți că veți putea gestiona această presiune și faptul că, exact ce spuneați dumneavoastră, s-ar putea gândi că, având un avantaj atât de mare, sunt deja campioni? Am văzut și la ultimul meci amical ce se poate întâmpla în fotbal. La 4-1 toată lumea credea că e meciul terminat, s-au accidentat doi jucători de bază, au intrat la 2 nu foarte bine, de la 4-1 s-a făcut 4-3 și puteam să fim chiar egalați în ultimul minut. În fotbal nu e nimic, nu e nimic sigur, nu e matematică, orice este posibil, de aceea noi trebuie să stăm concentrați mereu, eu de-aia sunt aici, să reușesc să mobilizez, să-i fac pe jucători să dea tot la fiecare meci. O ultimă întrebare, vă mai doriți întăriri la CFR Cluj? Mereu îmi doresc întăriri. Mereu când am fost antrenor și cât voi fi, mereu doresc ca echipa mea să arate mai bine și în acest moment normal că îmi doresc.